I came to Romania the first time in 1969 with President Nixon. Am venit în România pentru prima oară în 1969 împreună cu domnul președinte Nixon. It was the first time an American president had visited any country in Eastern Europe after the Second World War. A fost pentru prima oară când un președinte american a vizitat o țară din Europa de Est după al doilea război mondial. We did not agree with the domestic institutions of Romania, but we were very moved by the extraordinarily warm reception which we received, which we considered a testimony to the spirit of independence and freedom of the Romanian people. Nu eram de acord cu modul în care autoritățile române își instituiau puterea în acea perioadă, însă am fost foarte emoționat de primirea călduroasă care ni s-a făcut și de celebrarea spiritului de libertate în tradiția americană. During the award ceremonies, I was reflecting about the many honorees that I have met since my first visit. În cadrul ceremoniei de decernare am reîntâlnit multe dintre figurile pe care le-am observat în cadrul primei mele vizite. And I greatly appreciated the warm words that were said about me. Și apreciez caldele cuvinte care mi-au fost adresate. All these relationships show how closely tied the American and the Romanian people have become over the past decades. Toate acestea arată cât de calde au fost legăturile între popoarele român și american în decursul deceniilor. And when I think of what leadership represents, it requires a vision of the future. Când mă gândesc la ceea ce înseamnă leadershipul, spiritul de conducere, mă gândesc la o viziune pentru viitor. It requires courage. E nevoie de curaj pentru a putea merge pe un drum singur. And it requires dedication to one's vision. Și e nevoie să te dedici propriei viziuni. So I want to tell you that ever since my first visit, Romania has had an important place in my heart, and with the friendships that I have made and have renewed here, it will continue to do so as long as I'm active. Aș vrea să subliniez că de la prima mea vizită în România, această țară a avut un loc foarte important în inima mea, iar acum, după ce am legat noi prietenii, va continua să păstreze același loc de cinste, atâta vreme cât voi fi activ. Of course, the Romania that I saw today is a different Romania from the one I saw the first time. Bineînțeles, România pe care am văzut-o astăzi este una diferită de cea pe care am văzut-o la prima mea vizită. There seems to be more hope. Se pare că există o mai mare deschidere. And more faith in the future. Și o încredere mai mare în viitor. So I want to wish you every success and every progress, and I want to thank you for the reception that you have given me, and even more important, for the friendship between our two people, which will help freedom everywhere. Thank you very much. Thank you very much. Vă mulțumesc pentru primirea călduroasă pe care mi-ați făcut-o.
Și pentru prietenile pe care le-am legat și doresc să continuăm împreună pe drumul libertății.